Alex a avut ceva de învățat din experiența mireasa și împărtășea lui Ștefan ceea ce simte. Am realizat chestia că noi suntem practic aproape familie, știi? E ceva, nu se compară cu nimic. Cu nimic, mă, nici am găsit eu că e fericire, că e moment frumos, că nu, cu nimic. Chiar cu nimic. E împlinire și împlinirea depășește fericire. Te simți realizat, frate. Până acum știi cum ți-am realizat? Când făceam bani, mai mulți, când mergeam într-o vacanță mișto, când îmi luam o chestie mișto, când făceam chestii. Dar le făceam singur, știi? Și mă simțeam, eu credeam că e realizare, dar nu, e frate, realizarea e când ești cu ea și când faceți voi chestiile și le faceți voi împreună, atunci e frumos, e adevărat. Eu știam că sunt o fire sensibilă, gen am chestia simplă mea, doar că erau îngropată foarte adânc undeva acolo, știi? Adică o lăsasem de mult deoparte. Dar nu, e mă, frate, e... Puh. Sunt chestii care, pe bune, nu se pot spune în cuvinte. N-ai cum. Sunt trăiri unice, de seama. E important. Să fii dedicat 100%. Da. Că dacă ești dedicat, trăiești și n-ai trăit niciodată. Da. Da, și chestia să fii dedicat 100%, n-am bătut niciodată. La noi a fost și un cumul foarte mare de sentimente, știi? Atunci și cred că chestia asta a făcut să fie momentul și mai wow decât ar fi fost în mod normal. Și dorul și presiune. Frate, 3 săptămâni. Să o văd fără să o ating, să o aud fără să-i vorbesc. Nu, e ceva... E groaznic, frate, e groaznic. Sper să nu treacă nimeni prin chestia asta. Vezi că e diferit, la ea s-a amplificat dorul. Și la tine, pe lângă dor, s-a amplificat și toate stările ei. Dacă te uitai non-stop Antena Play, le și trăi cu ea. Când ea când era la pământ, și tu era la pământ. Că dacă nu aveai acces să vezi... Da, dar nu mă vedea că-s la pământ. Da, da, m-a întărit foarte mult pe mine ca și persoană, individual vorbind, m-a întărit foarte mult chestia asta. Și pe noi ca și cu Bruno mai zic cât de mult ne-a sudat. Și plus că îți făcea și ție bine să vii aici în fiecare zi, că știai că distanța la câteva zile. Frate, știi cum era programul meu? Hai să știi cum era programul meu. Mă culcam 3-4, odată cu ea sau poate mai târziu decât ea, da? Mă trezeam la 9:30, 10, odată cu ea. Îmi beam cafeaua, fumam 2-3-4 țigări, nu mâncam nimic. Făceam un duș, mă rog, astea normale. Mă duceam, scoteam pozele la Xerox, la imprimant acolo, la magazin de la mine. Scriam pe ele ce mai aveam de scris, îi mai luam ce mai aveam de luat dacă nu luam cu o seară înainte. Îi luam flori sau altceva ce aveam de făcut. Mă urcam o mașină, plecam spre ea. 50 de kilometri dus, 50 întors, cam așa aveam de făcut. Deci crede-mă, o oră cât făceam pe drum, nu simțeam drumul. Deloc. Nici la dus, nici la întors. Ajungeam acasă, de obicei ajungeam până începea mireasa, știi? Culisele, mireasa direct din culise, o prindeam, gen Antena Play, mă uitam. Când era partea cu ea, după aia îmi puneam muzică, că na, n-o mai vedeam. Începea live-ul, mă puneam, mă uitam la live până la ora 5. În pauză ieșeam, ca aici, în pauză ieșeam, fumam o țigară, stăteam. Se termina live-ul la 5, nu mâncam nimic. Și după aia, mă uitam la capricii. Unde vedeam că nu e ea, nu mă mai uitam. Cum vedeam că e ea, mă uitam acolo. La petrecere non-stop, nu? Până se închide? Până se băga la somn. În fiecare zi am stat cu ea. Singura zi în care n-am putut stau cu ea până s-a băgat la somn a fost atunci cu Tascu. Cam la 4 mi-a căzut telefon. Deci la 4 știu că mă uitam și mi s-a tăiat filmat dimineața cu telefonul pe piept. Că ea stat până la 6 dimineața. Am stat și m-am uitat non-stop. Gen... Nu pot explica de ce am făcut chestia asta, că nu m-a ajutat cu nimic. Adică nu... Nu știu, aveam eu un confort psihic, că dacă o aud pe ea și o văd pe ea, e ok. Poți să o încadrez la obsesie. Bă, nu știu ce să zic. E, aia e, că te uiți non-stop în continuu. Și, până la urmă... Bă, obsesie e un cuvânt prea mare. E bine, și nu e bine că te odihnai tu, că trebuie. Că erai acolo cu telefonul prins în continuu. Bă, nu obsesie e cuvântul. Eu aș pune implicare. Bă, și pe implicare... Pentru că eram atent, de... pentru că... Eu știu pe ea că era rușine să meargă la Antena Play să ceară ceva. Și ea se mai scăpa prin casă cu ce ar mai avea nevoie, știi? Mai zicea, mamă, că vreau și-o de ăla, nu știu cum, nu știu cum, nu știu cum. Și de multe ori am auzit-o pe ea spunând. Da. Înțelegi? Dar ce situație ciudată. 7 cupluri din 7. 6? 7. S-au împăcat? Nu, dar... A, da.
Nu plus, știu. Plus minus, da. Nu. Am trăit și o-mi vede. Dar rezista fără Maria? Bă, nu rezici, dar vrei, nu vrei, trebuie să fii puternic, nu? Da, dar, ca... dar mă refer acum pe situația așa, așa, ce ai greu ar fi. Tu ai putea... Rezist. La cum te și după tine. Ai clacat repede sau ai clacat destul de greu? N-aș placa. Zici tu? Bă, nu știu ce să zic. Clacat cu scând n-aș placa. La nici mie nu mi-ar fi. Clacat la modul în care să-ți pierzi speranța și optimismul în anumite circunstanțe. Atunci consider că ai clacat ca și om. Nu? E bine. Bă, nici eu nu mi le-am pierdut. Caractere și caractere, mentalitate și mentalitate. Da, nici eu nu mi le-am pierdut, știi? Dar am fost mereu așa apatic. Ești posomorât, ești apatic. Da, n-ai plouat, tu așa. Plaga aia cum trebuie să ai, n-au mai energia aia pe lângă sufletească. Chit că râzi, nu râzi din tot sufletul, știi? Râzi cu jumătate de gură. Da. Hai că mai te duci stânga de-ata, mai zici o poantă, mai trânești cu un tovarăș, dar parcă mai zici tu, ești incomplet. Da, da, nu, nu găsești locul, mă, frate. Dacă eu primul lucru, gândește, în casa în care stau de 23 de ani, cu familia mea, cu toți, toți, când am intrat, când am ajuns în fața blocului, eu mi-ai zis, vară, mi-a zis, cum ești, mă, că ești acasă, nu știu cum. Mă uitam, eram debusolat, frate, eram debusolat. Eram pierdut, zic, bă, nu, nu, nu mă simt acasă. Nu mă simțeam acasă. Capricile iubirii. Debusolată? Pierdut. Pierdut. Ce fac femeile din voi? Și voi habar n-aveți. Da, glumesc. Cum ți s-a părut discursul vis-a-vis de tine? Pot să spun că sunt foarte norocasă. Cam un asemenea om lângă mine. Foarte bun. Da. Și în rest, tu ai fi un pic mai de piatră, așa mai... Nu te-ai debusola așa de ușor. Eu de tare aș fi, tot se sparge... Tot apare și izvorul din piatra aia. Zic. Ca așa, ca o metaforă. Sunt și eu de piatră, dar am și A stat Maria cât a stat până n-am mai registrat. Dar de ce, mă, că a zis-o frumos, cum a... cât a știut el de poezie? Nu este frumos. Genul poet, nu este. Și tu trebuie să accepti chestia asta, pentru că sunt bărbați poeți. Multă parte tare. Îți mai spun o chestie, știi? Lasă-l pe bărbat să facă, nu să zică. Păi las, doamna Simona, că... Nu contează, e bine și așa. Doamna Gabriela, chiar Dar eu știu că apa poate trece prin pământ, dar și prin piatră chiar nu... Hai, Raluca, tu chiar că nu ești poet. Deloc. Tu ești doar cu matematica și cu economia. Dar, ideea este, Ștefan, referitor la ce ai spus, eu nu aș încadra acțiunile lui Alexandru la obsesie. Nu, obsesia, nu știu, poate ne explică mai multe domnul Eduard Puiu. Eu percep obsesia ca pe ceva negativ, însă el a avut acțiunile unui bărbat îndrăgostit. Nu, mă refer la telefon. Acolo m-am dus cu obsesia în telefon, că a stat, dar e o implicare, cum a spus și el. Ia ziceți, domnul Eduard. Păi, obsesie atunci când aduce și un prejudiciu. Când creează ceva, un disconfort. Un disconfort. Dar poți să fii obsedat de bucurie, de fericire. Și că sunt unii care încearcă să păcălească viața așa. Sunt tot timpul zen. Ei tot timpul sunt cu pozitivul pe buze. Și noi poate facem glume pe seama lor, poate. Dar oamenii ăia au un sistem, da, psihic de a se gestiona, că ei în felul lor chiar sunt ok. Acum revenim la Alex. Atâta vreme cât foarte mulți dintre noi căutăm această stare toată viața. Noi când vorbim de fericire, vorbim despre un concept filozofic pe care fiecare îl interpretează în felul lui. Dar de fapt adevărata fericire este asta. Foarte greu ai cum să fii fericit singur. M-am săturat de comentarii pe Facebook, de mănânc lămâie în fiecare zi, de atâția fericiți singuri. Da, mă, o perioadă. Atât de răniți au fost unii încât, da, vor să vindece, stau singuri. Dar trebuie să fie o perioadă. Noi nu putem să fim fericiți a la lung, toată viața, singuri. Și asta căutăm tot timpul. Starea asta care este ca un drog pozitiv. Păi e că e, ce e? Dopamina? E ce multă e? Dopamină și are același efect și pleacă și din aceeași formațiune cerebrală. Așa. Deci,
drogați-vă toată viața cu chestia. Cu ghilimelele de rigoare. Ghilimelele de cu iubire, da. Da. Și noi o să vă admirăm și să dea Dumnezeu, pentru că, uite, mai urmărim și din seriile care au fost, să vă țină. Pentru că asta e cea mai mare problemă, apropo de discuțiile de aici. E frumos, totul e bine, funcționează. Ideea este, astăzi e de apreciat, un cuplu care rezistă. Ăia sunt cu adevărat valoroși. Și mai e ceva, eu tot aud chestia asta și cred că am spus-o la fiecare sezon. Prima dată concurenții s-au uitat la mine așa cruciși, după care toți mi-au dat dreptate. Tot aud expresia asta, după 20 de ani îl iubesc ca la început. Nașpa. Nașpa. Că în prima zi nu-l iubeai deloc. Și ideea este că dragostea trebuie să crească, nu să fie egală cu aia de la început, sau în fiecare zi mai adaugi câte un strop, câte un strop, câte un strop. Vorbim de îndrăgostire, păi da, sentimentul ăla la un moment dat se duce. Da. Nu? Acolo e cel mai important prag al relației, pentru că acolo se pierd cei mai mulți.